Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu are ca scop administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor pentru asistența socială, evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor de asistență socială de pe raza județului Giurgiu. În acest an, Agenția de Plăți se află la al treilea control al Curții de Conturi, lucru ce s-a mai întâmplat și în anii anteriori la solicitarea Băncii Mondiale, pentru că această agenție a fost creată pe fonduri ale acestei instituții financiare europene. Suntem dați la nivel de țară ca bună practică pentru celelalte instituții, pentru că acest program implementat de Banca Mondială s-a dovedit a fi unul benefic și unul care, într-adevăr, ajută persoanele defavorizate. Anul trecut, prin intermediul acestei agenții, s-au făcut plăți în sumă de aproape 102 milioane de lei pentru un număr de 100.000 de beneficii sociale, cum ar fi alocațiile de susținere a familiei, alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru handicap și cele de creștere a copilului. Pentru o mai bună eficientizare a acțiunilor de inspecție, s-au semnat protocoale cu Direcția de Finanțe, Casa de Pensii, Inspectoratul de Muncă, Evidența Populației și chiar cu Serviciul de Înmatriculare Auto. Prin aceste colaborări sunt verificate informațiile din dosarele solicitanților de prestații sociale și veridicitatea informațiilor înscrise. Am avut verificate aproximativ 2000 de CNP-uri transmise de la nivel național cu suspiciuni, au fost lăsate 1723 de măsuri, au fost create 80 de debite în această perioadă, suma debitelor create de noi undeva la 180.000 de lei, adică aproape 2 miliarde vechi, din care am recuperat în proporție de 80%, inclusiv am recuperat în urma controlului Curții de Conturi peste 80% din sumele plătite necuvenit de la bugetul de stat. Orice încercare de fraudare a statului este sortită eșecului ca urmare a verificărilor încrucișate efectuate de această agenție și nu puține au fost cazurile în care au beneficiat de sume necuvenite chiar și giurgiuveni.